Laboratorul de genetică moleculară din Târgu Jiu a fost închis. Reprezentanții DSP Gorj au transmis că o piesă s-a defectat, însă după câteva ore am fost anunțați că laboratorul s-a redeschis, nefiind vorba despre o defecțiune, ci despre o eroare de soft a aparatului. Mai grav este însă faptul că rezultatele mai multor pacienți suspecți de coronavirus, depistați pozitiv la Târgu Jiu, au fost infirmate ulterior de alte laboratoare. Pericolul a fost enorm pentru că mai mulți pacienți au ajuns practic în focar, alături de alți pacienți cu COVID, iar ulterior s-a dovedit că nu erau infectați. Este și cazul medicului urolog Dan Dănilă, care ne-a vorbit în exclusivitate despre această experiență neplăcută. Laboratorul de genetică moleculară de la Târgu Jiu a fost oprit joi pentru câteva ore. Direcția de Sănătate Publică Gorj a comunicat că decizia a fost luată ca urmare a defecțiunilor apărute la un echipament. După câteva ore, acesta a fost repus în funcțiune. Laboratorul genetic din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu a redevenit funcțional. Firma care asigura servisul echipamentelor a intervenit prompt și a remediat problemele care au dus la întreruperea activității laboratorului. În urma verificărilor s-a constatat că era vorba de o problemă de setare soft. Potrivit procesului verbal de intervenție tehnică, s-a efectuat test piston W3, coborâre axa Y, conform recomandărilor producătorului cu 300 de impulsuri din meniul de servis. Procedură executată remote datorită situației de urgență, a transmis DSP Gorj. Mai multe rezultate ale testelor pentru COVID-19 efectuate în laborator au confirmat ca fiind pozitiv mai mulți gorjeni, însă rezultatele au fost infirmate ulterior de către alte institute avizate. Prin această experiență a trecut și medicul Dan Dănilă, care spune că experiența a fost una extrem de neplăcută. Undeva spre miezul nopții am fost informat oficial că rezultatul este pozitiv și trebuie să fiu internat în secția de boli infectocontagioase chiar atunci, în noaptea aceea. Am așteptat în camera de gardă să fiu preluat de un echipaj. Aveam în minte 1000 de gânduri, toate triste. Acasă aveam o soție gravidă de lângă care plecasem dimineața la gardă. Mă gândeam, cum să-i spun? Oare e și ea pozitivă? Ce se va întâmpla cu copilul? Am îngrijit pacienți, oare toate măsurile de protecție pe care le-am luat au fost suficiente? Oricât încercam să rămân obiectiv, nu puteam. Telefonul pe care l-am dat soției în noaptea aceea a fost cel mai greu lucru pe care l-am avut de făcut. Am fost internat undeva la miezul nopții. Am petrecut noaptea gândindu-mă. Nu știam că testul care mi se efectuase are nevoie de o confirmare de la un alt laborator. În ziua următoare am fost testat din nou la un laborator din capitală. Rezultatul a fost negativ. Nu am fost externat. Mi s-au făcut încă două teste. Unul la Târgu Jiu și altul din nou în capitală, toate negative. Inexplicabil pentru mine cum s-a putut întâmpla ca într-un interval de timp atât de scurt să am aceste rezultate. Am fost externat. Acum am rămas cu amărăciunea celor întâmplate. Am aflat tot din presă că aparatul de testare de la Târgu Jiu ar fi defect. Nu știu care sunt problemele. Erorile umane sau materiale creează mari probleme de ordin fizic și emoțional pacienților. Când am fost externat, oamenii făceau câte un pas în spate când mă vedeau. Alți pacienți pe care i-am tratat sunau panicați să întrebe dacă sunt sau nu infectat. În cele două zile în care am fost internat, încercam din răsputeri să rămân obiectiv, să gândesc limpede, să rămân eu însumi, a declarat medicul urolog Dan Dănilă. Laboratorul de genetică a fost realizat cu sprijinul mai multor oameni de afaceri, asociații și persoane fizice. Laboratorul a fost pus în funcțiune în urmă cu 2 săptămâni și a fost cumpărat din donații de 200.000 de euro.